luat am și documente. Zici nici credit a luat, a făcut calidorul, a făcut. Ia arată-ne, unde nu are, zici, să... Ce să vă arăt? O zic că sunt crăpături, să duce la bani. Ia să vedeți, ia să vedeți. Aici trec camioane. Da, aici trec la dar pe drumul e rău și așa când trec se va du. De ce vă lămuresc? E unul la deal, treci de unul la alea ca să vede pe mine mașina. Eu nu mai știu, dar mă știu, poarta asta mai mare ce trebuie, dar. Și mă dale. Podul ăsta, asta vara la mului, că le fi chiar la. Și el iar îți duci. Dar cum să duci? Dacă el mai mare, e el la stare medie, iau ce cotinet ăsta fundamentul ăsta la casă. Crapă, da, eu văd. Și l-ai turnat amu ea iar. Cum? Și că iar trebuie să tor, dar și eu. Și din Denica eu stor. Eu trebuie să iau credit. Eu lucrez cu 3000 de lei. Cu 3000 de lei nu ne ajunge nici de mâncat. Dar polițiștii au zis că nu-i scris nimeni, nu-i scris plângeri niciodată. O zic că nimeni... Apoi eu văd, la mine tot e filmat. Polițiștii au zis că nu-i scris nici o plângere, nimeni nu s-a plâns. Asta cum zici, Matale, să ieși noaptea, să blochezi drumul? Ia ca eu așa, dar ei am usara ei schipați, nu și ei. Ei așa au făcut, trebuie trecut. Ei, că avut 3-4 de mează. Noi? Las că șed o noapte, două cu nepoata, mă pun aici pe celul este ea și să vedeți cum o să filmez eu noaptea, când trec ei cu apa și ea care pute, care curge din urmă cu... cu șlangul și așa cum puti și să vă, eu a să vă trimit, ca domnul, da. A să trimit și a să vă trimit, să vedeți, dacă zici, nimeni a spus că nu-i nicio plângeri, dar plângerile mele unde dar? Unde-s ele? Ei nu știu, câte ori, dar la sud a fost, 5 ori a fost, unde-s? Și te judeci cu dojul degeaba. Dar clar că degeaba, dacă aș fost turc ceva, eu nu vă plângem amână în fața nevoastră. Apoi așa e, când de asta și-am venit, poate s-o auzi da. Autoritățile astea noastre. Păi poate s-o auzi, dar când s-o aude? Lori, el merge cu, eu șed de o gradă aici, el merge la deal și aici la var și îți prăpădeze râs amândoi, șoferii. Păi ieșea să facă. Dar cum? Dar cum să facă? Dacă e fără râmă, dar așa ieși la poartă la mine. I-am trec prin poartă. E prin poartă trec, ei nu mărg pe, să margă pe acolo ea ca oameni, dar îi dăm mărg ea ca să ieși ea mărg. Mi-a dat scoate gardul, că dacă se afarma aici să mai poate. Doamna Svetlana, noi avem... Doamna Svetlana, noi avem... Doamna Svetlana, noi avem scris, cred că vă 200 de foi, dar avem scris. Eu știu, dar pe mine numai câte-s. Și scris și la câte avem scris. Vă le-am arătat atât de scris da, cu, număr de, cu număr de intrare, înregistrate, că aici nu pot spui nici. Dar fotografiile mele, că nu mai fost aici, că nu a fost. Și o două luni, oricât a fost în urmă. Și-a filmat tot. Chiar televiziunea, da. Da. A fost. Televiziunea, am filmat. Eu m-am uitat pe Facebook-ul ăsta, m-am uitat, mă, două sunt. Vă patru nu sunt. Unde sunt ele, dară? Eu nu știu știu să le-s. Dar și fotografii cu și le-ai dat, nu crăpa podul cum... Și în casă și afară și peste locul le-am astea. Și am luat și în casă, interviu și aici afară și le-am arătat tot. Două sunt, pe vă patru nu sunt. Unde sunt? Unde? Ia ca unde sunt? Filme cu... cum ăsta, nu te vezi din cop de urmă lor. Nu te poți să-ți fere o haină și eu nu pot întind o haină. Spărut. Păi asta e supărarea oamenilor, să-și găsească alt drum de ocolire și da, să nu mai treacă da, în sas, gata. Da. Ia ca la Bulboaca, nu știu amuia, că n-am fost la Bulboaca de mult, a trecut-o și lumea și-a șezut până nu s-au mântuit mașinile astea mari. Dar la noi și nu-i nimeni, și ea ca și... Vezi că le-au pus semne care le interzic, dar ei trec și încalcă... Dar cum nu trec? Dacă nu-ar trec și eu nu aș vă spun chiar ca ei vin, ori trec, ori nu. Eu am văzut azi, că noi i-am prins la fața locului, de altfel nu... Dar ia că eu vă spun, eu să trebuie că domnul, ia ca să filmez. La 2, la 3, la 4, la 1 din noapte ei trec pe jos, vă filmez și-a strămâiat și atunci ați vă obidiți să așa ar trec ei. Și cu plinul la vale când merg, apuiești casa. Ei nu merg în șie să merg ca așa aia o lecță. Și drumul ăsta e rău, jos. Păi oameni buni, să fac test concluzia că guvernul nostru care am luptat pentru dânsii, care am avut independență, ca și Dodona este săjelui, că noi suntem independenți, el nici la mă s-a îmburit când nu era, când am luptat noi și nu ne-am scos dreptatea în 30 de ani, dar acum acești oameni mor, ei plâng că dispar satele. Cum să nu dispai oameni buni? Uitați-vă ce se face. Că nimeni nu are grijă. Nimeni grijă nu are nici o pleasă. Șed în cabinet acolo, mănâncă, au amante, beu, fac și vor ei. Și când te duci nu te primesc. Și când nu te primesc, șed de pază, șed niște burduhoși așa la ușă, intră la cineva la... Dar mai ai văzut că grozul nu ce pază. Să intre. Cum să intre? Te scrie, dar el azi nu, degeaba a venit, a venit 50 km. Biletul e 50 de lei la autobuz. Încolo și înapoi și degeaba. Asta e bătaie de joc în Moldova. Copiii mi-s duși, toți copilașii care mai cresc, de-am gata, e clasa 8-a, cer, femi, de asta. Documente nu ați documentul, eu mă duc, tot cer duc. De unde lume Moldova? Guvernare, numai pentru bani stau acolo. Ei prinesc 80 de mii, 100 de mii, dar tu lucrezi tătă zulica pentru 3000 de lei. A să rădiși, a să rădiși salariul, a să dă, e pensii, salariul, unde-s? Unde-s?
Odată 700 de lei la veterani. Băi, băi, băi. Și la deputat fac, 800 de lei. Când moare câte unul, mai ales care da, face da, mai mare gălăgie. Dar gine cu o zdohnie. Doamne, mai sunt vă doi, pe turburi și aici. Nu le mai dăm noi pensii. La veterani 700, dar la deputat și-au luat câte 800 de lei. Da, da, lor le trebuie că ei au. Ei săraci. Mă suntem bogați, dar ei săraci. Așa, sper să ajungă la urechea conducerii și să schimbăm ceva. Eu vă promit că am să fiu lângă dumneavoastră. Vin și eu și nu dorm. Și asta stau să văd cum vin noaptea, cum circulă și cum poliția nu vrea să facă. Eu v-am spus o săptămână de zile, dacă trebuie o săptămână și de aici. Că nu e o săptămână. De zile că mă pun lunină este. Noaptea mă pun aici, că îmi mai aduc o faică și să mă pun și să fotografiez și la deal și la vale. La și oră. La și oră. Hai, blocăm drumul încă o dată așa să vedem. La și oră, eu nu ni, o săptămână așa. Noi niciun la poliție scrângem, plângem, ne facem denunț pe murdăria care se aruncă aici pe dealuri. Poți că nu-ți cere, dar pune-ți cererile mele. Și eu nu-s, nu câte dar pe unii se ele date. Domnul Vasile se duce la cu poliția să facă, pentru ce a fost chemat el în coașă. Mă duc să scriu explicații. Să mai dai vreun dosar. El nu vede și s-a făcut până acum. Ei, nu se vede, s-a uitat tot. Știu, ești comisar, ești ministru. Bătaie de joc. Mulți ani, stimată, Doamne, dușim. Vă mulțumesc frumos și o seară bună și sănătate, vă doresc. Sperăm ca și ceva. Oamenii cu speranța rămân. De la alegeri, la alegeri cu speranța. Doamne, ajută, împreună suntem o forță. De la Hârbovețe.